Hai să dăm o fugă până pe A1.ro, unde multe mămici, multe mămici, tot așteptăm să se termine înscrierile, să încheiem concursul ăsta, să facem finala, voi tot vă înscrieți. Vă înscrieți acum, de parcă n-avem de 3 luni concursul ăsta, de 6 ani, acum v-a apucat. Michi nu doarme noaptea, caută poze cu mămici. E, poftiți de vedeți, aveți și buton de votează, intrați și votați. Gluma e glumă, dar jumate adevăr. Amalia a fost reperată pe această pagină interesantă de Neața și am hotărât să-i dăm un telefon, pentru că e departe de casă, culmea, așa a prins o pandemie. Amalia e cu noi și are un nu foarte bebeluș, nici nu știu cum se zice la vârsta asta. Nu, aproape bebeluș. Cum? Are un bebeluș și un nu foarte bebeluș. Uite, Amalia, bună dimineața! Bună dimineața și vouă! 4 luni. Cât are copilul? 4 luni. 4 luni, nu mai e bebeluș. E nu foarte bebeluș, nu? Da, nu foarte bebeluș și bebeluș, pe nu mai bebeluș. Tare! E destul de altă, eu am 1,80 m, îmi dai seama că... Tu ai 1,80 m? Da! Superb! Unde ești acum? Am înțeles că te-a prins boala asta ciudat. Unde ești? Sunt la Brescia, mai exact la vreo 2 metri în Milano. Tocmai mi-a fost transferat corul, din nou. Ok. Sunt gata aici, momentan. Nu ne auzim foarte tare, foarte bine, limpede, dar mai apropie-te un pic să te aud mai. Taica n-aude bine! Mai fă un pas. Dacă ai 1,80 m, o să ieși din cameră, nu e nicio problemă. Da. Deci, practic, plănuiai să te întorci zilele astea și să anulați zborul. Da, am avut o bilet pe 24 și pe 31, s-au anulat toate, deci e un haos total. Acum asta este, mai acum. Ok. Acum cât timp te-a prins treaba asta în Italia? Păi eu m-am întors în Italia când micuța avea 5 săptămâni, mai exact am prin 18 februarie. Ok. Acum, stăm și așteptăm, a fost o perioadă destul de horror, eu locuind undeva la o stradă trecătoare a orașului, auzind salvările în chin, mergând înainte și înapoi. Okay. A fost greu auzindu-le, dacă nu ne-au stat, poate era mai mic. Da. Da, chiar a fost greu. Fetița e sănătoasă, n-a trebuit să te vezi cu doctori, să ieși, e tot în regulă. Nu, e foarte, foarte ok. O să-i povestim. O să-i povestim când va fi la liceu și o să bănuim că fumează și o să zicem: tu știi cât ne-am chinuit noi cu tine? Ai, în pandemie erai mică cât o gălușcă. Amalia, câți ani ai? Eu 24. Mulți înainte și 1,80 înălțime. Cine te-a înscris? Sunt curios. Te-ai înscris singură? Nu, am înscris singură. Inițial nu mă gândeam că se va intra în FEC. Nu. Nu era intenția. Da. Credeam că e doar concurs normal cu voturi și cam atât. Și a sunat telefonul. A sunat, da. Michi neobositul, n-are ce să facă. Dă telefonul, e un dubios. Da. Îți mulțumim. Ai lucrat în relație cu moda, dacă tot ai 1,80? Ai fost model, ai făcut ceva de profesie, de gen? Nu m-am gândit niciodată. Cine știe pe mine? Poate. Păi stai, că asta e ca la gimnastică. Nu te mai poți apuca la 32 de ani. Trebuia să... Am făcut foarte performanță, ca notată exact. De aici lungimea. Exact. Mulțumim, exact, Răzva. Mulțumesc că mi-ai amintit. Vă pupăm, sper că aveți tot ce vă trebuie acolo și vă așteptăm acasă. Bine, mulțumim frumos, vă pupăm și noi, zi plăcută. Să rămână cele bune, pa, gălușcă! Pa! Nu s-a obișnuit încă cu vocea mea. 4325, 4324, 4000. Da. Ce nume? 290.000.